Salutare, sunt Robert și vreau să vă povestesc în filmul ăsta despre Piedone, primarul de la sectorul 5, fost de la 4, care a fost ridicat de pe aeroport cu mascații, cu ce puțin așa spune el, că a fost înconjurat avionul de mascați cu pușcoace, cu brăcați făcuți, știi? Și mă întrebam de unde atâta circ și de ce atâta circ. De fapt, știu de ce atâta circ. Pentru că dacă te uiți la ăștia pe care îi arestează criminalii care au omorât oameni, care au făcut, nu că ăsta n-ar fi omorât, prin imprudență au omorât. Că e de la colectiv, e omor prin imprudență, să spunem, adică cel puțin așa îl concep eu. Dar nu e direct, adică direct e mult mai nasol și mult mai grav, cel puțin din punctul meu de vedere. La ăștia se duc doi polițiști de aia de 70 de chile, o știi karate, da? Așa e? Asta aici am nevastă mea la un moment dat, când îmi spunea că iau te Udrea acum. Că, nu știu dacă ați văzut, dar și la Udrea era exact aceeași fenomen la poliție, când o plimbau aia pe la tele, în fața camerelor pe acolo prin Bulgaria. Băi, nene, niște 4-5 de aia ziceai că ia Udrea la bătaie pe toți, frate, și ai că fuge Udrea, acum scoate 9 secunde pe 100 de metri, mai bine ca Usain Bolt ala. Deci asta e senzația. Deci când îl vei, când îi vezi pe ăștia că se duc să-l aresteze pe Piedonel, eu nu înțeleg, adică dacă s-ar fi dus unul la el și ar fi zis, bă, fii atent, uite, sunt de la poliție, te rog să mergi cu mine că am mandat de aducere, de arestare pe numele tău. Ce-ai făcut Piedonel? S-ar fi luat la bătaie cu ăla acolo, ar fi dat doi pumni în gură, n-ar fi mers cu el? De ce trebuia atâta circ? Adică de ce trebuia să vii cu dita mai plutonul de mascați ca să iei un om care oricum ar fi venit cu tine? Adică eu nu înțeleg sincer, pe bune, adică da, e circ pentru minți înguste toată treaba asta. E circ pentru minți înguste pentru că urmează decizia în dosarul ăla cu colectiv și trebuia să mai fie ceva care să aducă în fața publicului din nou, ia uite ce fac autoritățile, uite cum se ocupă, uite care este treaba. Da? Deci ei când se duc la ăștia în satele alea pe unde dau foc, bă, și unde fură aia curent, bă, nu se iau de aia, că aia, frate, sunt gașca acolo. Ce vrei să-și o ia? Aia le-e frică. Bă, dacă îmi vin la ăștia să-i aresteze, la aresteze pe Piedone, care are... E un normal, adică nu cred că a bătut pe nimeni în viața lui, nu cred că a dat un pumn la unul în viața lui. Nici când era copil nu cred că s-a întâmplat asta. Și vă dați seama, adică circ, frate, circ și sare pentru proști. Că despre asta este vorba și nu reacționează nimeni, adică toată lumea e, mamă ce l-au arestat pe ăla, mamă ce l-au luat cu jandarmii, cu mascații, pardon, nu cu jandarmi. Circ. Cam asta vreau să vă spun în podcastul ăsta. Aștept și părerea ta în comentarii. Dă click pe subscribe și pe clopoțel să facem o comunitate frumoasă aici și te aștept și pe TikTok să facem comunitate frumoasă. E bine să fii printre primii acolo pentru că rețeaua îi afișează pe ăștia care sunt mai vechi, îi afișează primii. Asta înseamnă că vei avea posibilitatea ca foarte mulți oameni să te urmărească acolo, să devii influencer. Nu știu dacă e dorința ta arzătoare asta să devii influencer, dar cine știe. Bun, cam atât. Mulțumesc, dă click pe subscribe și pe clopoțel. Să ne anunțe YouTube cum acum filmulețe pe aici. La revedere!